Bună ziua, dragi prieteni! Bine ați venit la canalul meu de YouTube, Coin Master, stăpânul monedelor. Bun, deci am un mesaj așa să transmit în general la cei care mă urăsc, la hater, cum s-ar zice în lumea online, da? Păi țin să vă anunț, oameni buni, că nu mă sperii de nimic, înțelegeți? Nu mă interesează amenințările dumneavoastră care mi le trimiteți atât pe pagină, cât și personal. Trecutul meu este un trecut furtunos. Lumea care mă cunoaște, mă cunoaște. Înțelegeți? Ce să vă zic? Nu am nicio reclamație de la nicio persoană niciodată. Nu sunt un om care să păcălesc, nu sunt un om care să înșel. Datorită acelui fapt, vă dați seama că în mesajele de pe Facebook, de pe YouTube sau de pe alte canale de socializare, nu am niciun mesaj care să mă jignească, să mă dea dracu, să mă vorbească de rău. Da, suntem în parc aici, lângă casa unde stau eu, da? Și mi-a venit așa un gând pentru cei care m-au amenințat ieri, alalteri, înțelegeți? Și bă, am vrut să mă rețin, să nu le zic nimica, știi? Dar bă, frate, nu se poate, mă, frate. Voi aveți impresia că mie mi-e frică de careva? Hai să vă spun un lucru. Celor care mă amenințați. Deci, trecutul meu, dacă îl continuam, în urmă cu 20 de ani, eram unul dintre cei care sunt la televizor presupuși și interlopi sau alte persoane cu influență negativă asupra oricărui om, cetățean român sau alte nații, înțelegeți? Bun, eu nu, eu am decis să mă opresc de când eram copil, înțeles, să nu mai fac treburi gen ce face toată lumea interlopă, nu vreau să dau nume aici și descrieri, da? Și să-mi continui o viață liniștită, normală, da? Și acum, bineînțeles că pe parcurs o să mă cunoașteți mai bine, multă lume dintre voi, cei care mă urâți, haterii, cei care mă apreciați. Și cu ocazia aceasta țin să vă menționez la toată lumea care mă apreciați. Nu vreau să dau nume pentru că aș prelungi clipul ăsta cam vreo 2-3 zile, înțelegeți? Și nu vreau să dau nume. Vă respect pe toată lumea, înțelegeți? Toți care mă respectați, eu vă respect de asemenea. Vă iubesc cu sprijinul vostru, eu pe canalele de YouTube și lumea online mă dezvolt, cresc, pe zi ce trece mai mult și mai mult. Înțelegeți? Vă iubesc pe toată lumea, vă respect, vă zic încă o dată. Și haideți să vă zic la hateri prezentul meu. Prezentul meu, eu sunt un om normal, da? Prezentul meu, tot pe scurt vi-l zic, cu timpul o să mă cunoașteți mai mult, o să vă zic mai multe lucruri despre mine, înțelegeți? La cerere. La cererea căruiva, nu știu, cine vrea să știe anumite detalii, încet, încet o să vi le spun. Bun. Deci, acum în prezent, sunt un om normal. Înțelegeți? Un om care a muncit în Regatul Unit aici, în Anglia. În special în Londra. Nu m-am mișcat de aici. Sunt plecat în străinătate de foarte mult, dar în momentul ăsta sunt aici, în Londra. Înțelegeți? Ce fac eu? Ocupația mea de moment. Bun. Hai să vă zic partea tristă a lucrurilor. Am grijă de soția mea, care soția mea în urmă cu 5 ani, în urma unei comoții cerebrale, nu mai poate să mai meargă, înțelegeți? Are probleme foarte mari cu cerebelul, înțelegeți? Și eu asta fac toată ziua, oameni buni. Aparte și în plus, față de lucrul că joc acest joc, da? Am grijă de soția mea. Înțelegeți? Bun. Acum să vă zic. Deci v-am spus ce fac, pe scurt. O să vă mai zic mai multe detalii, dar cu timp. Bun, acum să vă mai zic încă un lucru. Haterilor. Haterilor. M-ați amenințat cu poliție. Că vezi, doamne, o să mă dați pe bingă, că nu știu ce, sau că deja m-ați reclamat,
că v-am înjurat și că v-am alea. Auziți, știi ceva? Uite, acum și acum, în clipul ăsta, vă zic că vă dau la pupul la toată lumea care mă urâți, vă dau la pupul la toată lumea care mă reclamați și vouă și la poliția aia unde v-ați dus. Înțelegeți? Știți de ce? Nu mi-e frică de voi. Și pe partea cealaltă, mai avem altă provocare. Bun. Care credeți că mă amenințați cu gen, n-a fost cazul până acum, dar cu bătăi sau care îmi spuneți că sunt hotorog, moș, moșneac sau nu știu cum mai ziceți dumneavoastră acolo? Păi țin să vă anunț că oricând doriți dumneavoastră, după pandemia asta, da? Ori aici, ori la dumneavoastră acasă, vin, deci totul pe YouTube. Totul pe canal de socializare. Și facem un meci de K1, de MMA sau de ce doriți dumneavoastră. Înțelegeți? M-ai învins, frate! Vă pup, vă respect în continuare. Dar nu mă mai amenințați, că mie nu mi-e frică de nimeni. Deci, eu sunt, după nume, sunt musulman. Dar nu sunt un musulman care dumneavoastră credeți că vezi, Doamne, Allah, nu știu ce. Nu, frate. Eu vorbesc în românește, da? Deci eu când discut cu voi, nu vă spun că eu cred în Allah, eu cred în Dumnezeu. Dumnezeu este unul singur, oameni buni. Înțelegeți? Dumnezeu e unul singur. Mie singura chestie, persoană, nume sau denumire care mi-e frică de tot universul ăsta este Dumnezeu. În rest, nu mi-e frică de nimic. Nu mi-e frică de o bătaie, nu mi-e frică de moarte, nu mi-e frică de persoane, nu mi-e frică de instituții publice, nu mi-e frică că mă calcă o mașină, că mă calcă o ambulanță, că îmi cade un avion în cap, un cutremur sau alte calamități. Nu mi-e frică. Virusuri sau alte boli de genul. Nu mi-e frică, oameni buni. Înțelegeți? Așa că vă rog frumos, nu mă mai amenințați și faceți-vă favorul de a învăța din ceea ce eu arăt la lume, înțeleg, sau încerc să arăt la lume, să jucați profitabil acest joc, înțelegeți, să fim într-o armonie plăcută între toți, înțelegeți, mai ales că, haideți să vă mai spun un alt lucru, eu din sărăcia mea, deci eu nu câștig nimica din YouTube, Facebook sau alte rețele de socializare unde sunt eu și îmi postez toate secvențele, clipurile și alte chestii. Bun, deci puteți să câștigați un premiu, oameni buni. Înțelegeți? Dragi hateri și hetere. Înțelegeți? Dragi persoane care mă urâți și care nu vă place de mine. Deci, faceți-vă un favor, participați la concursurile mele, înțelegeți? Și câștigați și voi câte ceva. Înțelegeți? Și nu mă înjurați și de astea, că nu mă intimidați. Nimeni nu mă intimidează pe mine. Înțelegeți? Uite, eu merg pe stradă, se uită lumea la mine, nu mă interesează, nu-s curios, înțelegeți? Nici că e englez, nici că e negru, nici că e verde, nici că e albastru, nu mă interesează culoarea persoanei, nu mă interesează religie, nu mă interesează cine e, nu mă interesează de nimic, înțelegeți? Așa că, dragi heteri și heterițe, luați-o la pupul frățiorii mei, înțelegi, și dați-i dreacu drumul de pe canalul meu de YouTube, dați-i drumul de pe Facebook-ul meu, de pe pagina mea, de pe grupul meu și lăsați oamenii care mă apreciază și lăsați oamenii care eu îi apreciez pe ei să ne distrăm, lăsați-ne să ne desfășurăm, înțelegeți? Lăsați-ne să jucăm liniștiți, nu ne mai deranjați cu înjurăturile voastre și cu toate obscenitățile care mi le puneți și vulgarități care mi le puneți pe canal. Vă doresc o zi plăcută, plină de profit și la revedere. Nu înainte să menționez că da, am făcut rost de șapcă Gucci, da? Am dat o grămadă de bani pe ea, nu nicio problemă, n-am găsit kilos deocamdată, pentru cei care mi-au solicitat să vă arăt niște kilos Gucci, o să-mi cumpăr săptămâna asta, să vedem. Dacă îmi iau banii de la serviciile sociale, negreșit, o să mă duc să-mi cumpăr o pereche de kilos Gucci, înțelegeți? Și vi arăt, înțelegeți? La revedere, oameni buni! Vă salută domnul Moncler, mă numesc, înțelegeți? Deci, numele meu, Panorama, mi l-a dat nașul meu de botez, Gigi Simionescu, sau cum îl cheamă în realitate, așa?
și prenumele este Moncler. De la străbunicul meu, domnul Moncler, care ne-a pus acest nume. Respect, străbunicule Moncler, te pup. Și vă pup pe toată lumea care mă iubiți și care mă respectați. Vă respect din suflet și vă doresc un joc plin de profit și plin de câștiri. La revedere!